Noi să ajutăm telespectatori și la mulți ani, să dea Dumnezeu să fim liniștiți, veseli, sănătoși în primul rând și cu credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu înseamnă foarte mult, înseamnă zâmbete adevărate între noi, înseamnă gânduri frumoase, dar la mulți ani. Suntem la Ateneu, îi mulțumesc domnului director, domnului profesor Valentin Gheorghiță, că ne găzduiește aici și în fața acestui pian proaspăt cumpărat, pian care sună foarte bine. Alături de mine am o doamnă pe care ne-am văzut-o de 4 ani, nu ne-am văzut? De 4 ani ne-am văzut pe fosta mea elevă, Betty, Duță se numea, Betty Astrid, Duță se numea atunci, acum se numește Betty Astrid Neagu. Felicitări pentru căsătorie. Mulțumesc, bună seara. Vă mai aduceți aminte pe Betty, pentru că nu era serbare la Cuza în care ea să nu ne cânte, în care eu să nu plâng când cântă, pentru că o sensibilitate deosebită, o sensibilitate pe care, repet, numai credința adevărată în Dumnezeu ce o poate da. Nu vezi că muzica care a rămas în timp și spațiu, muzica adevărată, marea majoritate a fost compusă în biserici, în catedrale și a fost compusă în numele Domnului. Betty, bine ai revenit lângă mine astăzi. Bine m-am regăsit, mă bucur să vă repăt din nou la fel de tânără și de frumoasă. Sunt tânără și frumoasă, îți mulțumesc foarte mult, Betty. Vreau să spun că tu ești într-adevăr, tu arăți foarte, foarte bine facultatea de medicină pe care o urmezi, cursurile facultății de medicină pe care le urmezi, ești în anul 4, se pare că ți-au folosit foarte mult, da? Da. Vorbește-ne despre perioada asta de 4 ani. Ce ai făcut tu în cei 4 ani de când noi nu ne-am mai văzut, între ghilimele spus, decât la telefon, așa câteodată? Depinde pe ce planuri... Pe toate planurile. În primul rând, pe planuri... Pe tema școlii, nu? Ce faci tu acum? Pe tema școlii am urmat facultatea de medicină, la care mi-am dorit foarte mult să ajung. Asta a fost o realizare pentru mine, am simțit-o ca pe o împlinire sufletească. Nu știu ce aș putea să spun. De atunci și fac doar același lucru. Faci practică la vreun spital? Ai început deja? Da, am început începând cu anul 3. Am început puțin să intru prin spital, iar acum din anul 4 preponderent spital. Ce anume vrei să faci după ce termin facultatea? Te-ai gândit la o specializare? Mă gândisem inițial, chiar înainte să intru la medicină, îmi doream foarte mult să merg pe oncologie. Pentru că am considerat că este un domeniu care îți permite să te apropii de oameni și în care aș putea să ce? Fac anumite lucruri, dat fiind lucrurile care s-au întâmplat, aș putea spune, cu anumite persoane, dragi mie. Primul stagiu din anul 4 a fost stagiul de oncologie, care m-a dezamăgit între ghilimele. De ce? Așa, pentru că mă așteptam să fie suferință acolo, dar nu atâta suferință. Ce am găsit acolo a fost, nu știu, devastator, un cuvânt prea mare sau... La Institutul Oncologic ai făcut practica? Nu, în Spitalul Fundeni. În Spitalul Fundeni. Sunt practic în acest Da. Doamna doctor a avut grijă să nu ne ducă la acele cazuri care ar fi avut un impact emoțional prea puternic asupra noastră. Dar totuși, atmosfera de acolo, aerul, comportamentul persoanelor dragi care vin și practic află că... Sunt condamnați la moarte, da. Cei care, pe care îi vizitează. Cei dragilor, da, exact. Te-a impresionat cumplit, da? Da, pentru că... Te-a afectat. Simți practic că ești... Cred că oamenii respectivi care sunt pe secția respectivă simt că sunt aproape de final. Și te simți inutil ca medic? La un moment dat, da, te simți inutil, pentru că de multe ori media, cei de la televizor spun, s-a descoperit un tratament revoluționar pentru cancerul de pancreas sau pentru cancerul de etc. Și oamenii stau, ascultă și spun, vai, este un remediu în sfârșit pentru boala mea. Și vin la tine ca medic și spun, dă-mi medicamentul tare. X, pentru că eu am auzit că mă rezolvă și mă ajută să mă vindec complet.
Și tu spui, omule, s-a descoperit acest medicament, dar este pentru cancer în stadiul incipient. Sau este pentru o anumită localizare. Tu ai altă localizare, nu pot să-ți dau. Și el se uită la tine disperat și spune, nu vrei să mă faci bine. Și tu te simți... Ai asistat la asemenea discuții? Nu, dar ni s-au explicat pentru ca să înțelegem, nu știu, situațiile cu care ne putem confrunta. Și asta nu neapărat în oncologie, ci și în orice alte. Da. Bun, deci nu vreau să discutăm prea mult despre asta, pentru că totuși e Crăciunul și vreau să discutăm lucruri vesele. S-a născut Iisus Hristos, nu suntem fericiți? S-a născut din nou, nu suntem fericiți pentru asta? Sigur că da. Și ți-ai schimbat gândirea despre... Acum, nu știu, deocamdată sunt la faza de comparare. Mai am și anul 5 în care cam am timp să mă decid ce o să fac mai departe și dar unde aștept să reprind mai multe lucruri ca să văd ce-mi place. Sigur, mie mi-ar fi plăcut ca tu să faci, de exemplu, pediatrie, că ți se potrivește această... M-am gândit și la asta, doar că e un risc mult prea mare și acolo nu ai de tratat doar copilul, ci și spaima părinților. Da, uite, așa este. Mai speria decât copilul și... Da, ai făcut practică la vreun spital de pediatrie? Nu, pentru că nu am avut stagiu încă, în anul 5. Bun, deci pe plan profesional te consider un om mulțumit. Bine, ești încă în faza de învățare, de fapt, la medicină și nu numai la medicină. Toată viața înveți și la orice altă, orice ai face, trebuie să înveți tot timpul. Dar faci ceea ce îți place. Bun, în paralel cu facultatea la care te duci și îți place și mai faci muzică? Da. Da? Da. Ce anume? Vorbește-ne despre asta. Activezi într-un cor care este organizat sau condus, sau nu știu cum să mă exprim, pentru că el este și dirijorul corului. Un om cu o inimă mare, care își face loc între toate activitățile lui zilnice pe care le are, și nu sunt puține, își face loc și de acest cor, care este inima lui. Un domn din București. Da, care a absolvit Facultatea de Muzică, Universitatea de Muzică. Și se ocupă împreună cu soția lui și împreună cu noi, care suntem doritori și dăm din timpul nostru. Câți doritori sunteți acolo în corul ăsta? Maxim, cred că 40. Oh, deci un cor de 4 și un cor mix, da? Da, cor mix. Un cor mix, e pe 4 voci. Da. Și cântați lucruri frumoase. Cât repetați pe săptămână? O singură dată, pentru că vineri seara ne strângem toți de la lucru. Fiecare are ora lui la care termină programul lui zilnic, suntem obosiți, dar cam vineri seara. Cam vinerile seara le petrecem. Le petreceți repetiții împreună, da. Adică faceți repetiții. Și ce piese ați abordat până acum? Dar stai puțin, până la piese, tu la pian mai cânti? Da, cânt și la pian, chiar dacă în cor activez doar vocal. Pianul l-a cam rămas pe planul 2, pentru că n-am mai avut când, unde, cum să repet, dar... Doar când vin acasă. Când vii acasă, da. Când vii acasă, cânti la pian. De la ce vârstă ai făcut tu pian? Ai studiat tu pian, Betty? Cam din clasa a doua am început. Din clasa a doua. Am făcut 5 ani la Școala Populară de Artă, după care am cunoscut o doamnă extraordinară care... Pe cine? Pe doamna Iacob Victorița. Pe Victorița Iacob, da. Care s-a ocupat de mine timp de 2 ani de zile și a fost o persoană extraordinară. Deci, unde mai este? Că n-am mai văzut, nu mai în Focșani de mult. Nu mai în Focșani. La Buzău, nu știu, pe unde. Prin Buzău prin și Buzău. Prin Micu Sărat. S-a ocupat și de fratele meu. Da? A studiat pian și cu fratele tău. Sau fratele tău a studiat cu ea. Foarte frumos, vezi, înseamnă ceva pentru un om care îl iubește pe Dumnezeu, înseamnă ceva dragostea pentru adevărata muzică. Da. Eu cred că da. Se poate fără muzică? Muzica este singura știință sau singura artă, aș putea spune, că din punctul meu de vedere muzica este și o știință și sigur, o artă. Sigur că da, e o știință... Și bine fondată. Bine fondată. Este singura artă care are acea capacitate de a trece în subconștient. Deci noi atunci când ascultăm muzică,
muzica trece de conștientul nostru și ne ajunge direct în subconștient, în acea parte sensibilă a inimii și a sufletului nostru și ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Este foarte adevărat. Probabil că ăsta este motivul pentru care de câte ori te aud cântând îmi dau lacrimile, știi? Pentru că emane o sensibilitate cu totul și cu totul specială. Mi-ai cântat înainte de a începe acest scurt interviu, stimați telespectatori, mi-a cântat ceva la pian și bineînțeles că mi-am simțit o lacrimă pe obraz, pentru că de-aia am și insistat să mă văd neapărat cu Betty în fața domniilor voastre, să stăm de vorbă, pentru că într-adevăr are o sensibilitate cu totul și cu totul aparte, n-ai cum să nu reacționezi în momentul în care cântă. Spune-mi, te rog, la concerte te duci vreodată la București? Ai timp să mergi la concerte? Din când în când. Ne ocupăm noi de concerte și noi dăm concertele. Pentru că am reușit să îmbinăm cumva muzica contemporană, ca să-i spun așa, muzica clasică contemporană, dacă pot să o numesc așa, și muzica veche. Și muzica veche. Anul trecut, spre exemplu, am reușit să facem aproape integral piesele din oratoriul Mesia. Ați făcut-o, pe care da. Am și prezentat într-un concert la Pitești și care a fost o împlinire sufletească pentru mine, pentru că am simțit fiecare cuvânt din opera respectivă. Dar de ce la Pitești și nu la Focșani, de exemplu? Cine avea pile la Pitești sau cine era din Pitești? Mă rog, dirijorul nostru ne-a facilitat lucrul ăsta împreună cu un alt dirijor care este al Filarmonicii din Pitești. Din Pitești. Și ați avut un succes real, da? Noi zicem că da, pentru că cel puțin dacă n-am reușit să facem o performanță de nivel mondial, de talie mondială, cel puțin am simțit asta pentru noi ca o, cum să spun, ca o binecuvântare atinsă, nu știu, pentru că toți ne-am simțit mai uniți după acest concert și am simțit căldura aceea din mijloc. Deci în timp ce cântam, efectiv trăiam ceea ce cântam. Ce frumos! Ce frumos! Cât timp v-a luat ca să se asamblați, adică să se asambleze așa cum trebuie acest cor? Și tu de 4 ani cânti în acest cor? Cam de 3 ani și cam jumătate. Cam de 3 ani și jumătate. Și cum l-ai descoperit? De 5 ani. De 5 ani. Eu am fost în ultimul an de liceu, cred, da, în ultimul an de liceu. Am la Cuza, stimați telespectatori, da, la Colegii Naționali. Ți-e dor de liceu, mi-e da? Mi-e dor că mi-a fost drag. Așa, deci ai cântat în ultimul an am de liceu? Am fost, da, cu un grup a cappella, care s-a... La Dumbrăveni, parcă, nu? Nu, era originar din Bacău. S-a destrămat între timp și mi-a părut foarte rău și îmi pare la ora actuală foarte rău, pentru că erau geniali. Și printr-o membră a corului de acolo, cu care am ținut legătura și m-a întrebat: ai ajuns în București, cânti undeva? Și am spus, nu, încă. N-am unde. Și nu știu pe nimeni și nu. A, nu se poate, stai, așa că vorbesc eu. Da, și ea a fost cu inițiativa, deci ea mi-a dat așa un ghion de la spate și mulțumesc pentru treaba asta, mulțumesc, Adina, că m-am plinit, pentru că am stat jumătate de an în București fără fără să cânt și mă simteam așa vidă. Spune-mi, unde repetați voi? Aveți o sală a voastră? Da, avem o sală unde repetăm, de fiecare dată. Oamenii de acolo ne-au primit cu toată căldura, pentru că știu că facem un lucru drăguț. E frumos. Este foarte frumos. Spune-mi, când a fost pentru mine o surpriză, stimați telespectatori, să-mi spune Betty că știți că m-am căsătorit acum în iunie, da? Sau în iulie? Iulie. Pe 30 iulie. 31 iulie. Am spus, care Betty aia, mititica mea, s-a căsătorit, da, și se numește doamna Neagu acum. O să fii doamna doctor Neagu, da, peste 2 ani de zile. Mă rog din suflet să fie bine totul la tine. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Pe soțul meu l-am cunoscut la un concert la Sala Dallas. Într-o pauză, la un pahar cu apă. Așa. Mai precis, era să părți peste el un pahar cu apă. Așa. Chestia asta a fost, am aflat ulterior, adică peste un an și de zile, că a fost intenționată, pentru că nu știa cum să te abordeze. Da, pentru că i-a plăcut părul meu. Da, tu te coafezi așa tot timpul foarte frumos, da. Am remarcat și eu. Așa, că nu-l purtai așa, era părul drept când erai tu elevă, da. Spune și...
Și deci el s-a împins așa în tine ca nu să vezi. Nu, s-a citat în spatele meu la dozator și în momentul în care m-am întors era așa. Și vărs peste el paharul cu apă și mi-a spus: ai grijă să nu spargi paharul la acela mișoară. Iar așa. Eu i-am replicat cu tot sarcasmul: nu se sparge că e din plastic. Da, și cam atât a fost conversația noastră. Atunci. După care, da, după care ne-am separat timp de un an de zile. Nu am avut niciun fel de legătură, niciun fel. Auzi, da, da. Fiecare a avut viața lui, a avut experiențele lui și apoi ne-am reîntâlnit pe internet. Eu neștiind cine e, chiar n-am realizat cine e și l-am luat puțin mai tare așa și am spus: mă saluți tu, dar ne cunoaștem de undeva. La care mi-a replicat: îmi pare rău că te-am aportat, îmi cer scuze, dar da, ne cunoaștem, erai să vergi un pahar cu apa cu mâna între mine. Da. Delta a revăzut între timp undeva, a venit la cor, la repetiții? Nu, deci nu am ținut niciun fel de legătură. Deci a dat peste tine pe net, da, pe internet, da? Întâmplător sau nu? Întâmplător sau nu? El ce zice, cum ți-a spus, că a fost întâmplător sau n-a fost întâmplător? Sau nu l-ai mai întrebat? Nu l-ai mai întrebat? A fost cam întâmplător, după care n-a mai fost întâmplător. După care n-a mai fost întâmplător? Pentru că Dumnezeu face minunile întâmplător. Dar nu. Dar de fapt nu întâmplător. Spune-mi, te rog, și câți ani ați stat fără să fiți căsătoriți, Betty? Păi cam un an de zile. Un an de zile și vă întâlneați des, vă plimbați? El a fost plecat în afara țării și întâlnirile aveau loc aproximativ la 2 luni de zile. Deci la 2 luni de zile venea în țară, fix. Și când te-a cerut în căsătorie? M-a cerut în căsătorie cu puțin înaintea cununiei civile, pentru că, nu știu, la noi a fost puțin mai ciudat, noi ne-am hotărât să ne căsătorim, dar cererea propriu-zisă a avut loc mai târziu, în mijlocul străzii, la 3 dimineața. Ce romantic! N-am spune-mi, de unde veneați? Hai, dăm raportul tot acum, da. Nu veneam din nicăieri, el tocmai ajunsese, tocmai aterizase și luase un... Te-ai dus să-l aștepți la aeroport, da? La aeroport. L-am nu? Nu l-ai aștept la aeroport? Nu, de fapt eram în pijamale. Așa? Da, la 3 dimineața. Unde? În pijama la 3 dimineața? Prin zona Tineretului în București. Ți-a dat telefon? Și... Da, mi-a știut fața blocului pentru că nu știa unde stau. Așa? Și... Cam așa. Și a venit și a spus: vreau să te căsătorești cu mine? A venit, eu mi-am spus bună. N-a apucat să-mi răspundă pentru că... Așa? S-a așezat în fața mea, da. Da? Și a fost un moment drăguț pe care nu o să-l uit niciodată. S-a așezat în fața ta și te-a cerut de scă. Ce frumos! Și tu ai zis da imediat, nu? Da. Da. Așteptai să te ceară în căsătorie? Da, așteptam. Așteptai? Așteptam, pentru că simțeam că se legase între noi acel ceva care trebuia să fie. Deci îl iubeai deja foarte tare și îți doreai lucrul ăsta. Ce frumos și ce-mi place că ești așa de sinceră și... Domnule, repet, oamenii care cred în Dumnezeu sunt niște oameni foarte sinceri. Nu ascund, n-au ce să ascundă, de fapt. Așa ar trebui să fie. Nu? N-au ce să ascundă. Ce, cu ce să mă ascund eu când îmi trăiesc viața într-un mod frumos, când gândesc frumos, când gândesc frumos față de semenii mei, de ce trebuie să fiu ascunsă? Și chiar ai întâlnit oameni care se feresc să spună ce gândesc, stau susceptibili. Cred că toți am întâlnit. Da. Pentru că... Nu e o traumă pentru un om să fie susceptibil și fricos, și, nu? E o traumă pentru el însuși și pentru societate, pentru că oamenii consideră că ar trebui să pară într-un anume fel sau să... Nu știu, să arate un exterior drăguț, când de fapt scopul nostru ar trebui să fie modelarea interiorului. Sigur. Și nu putem să ajungem la modelarea interioară, din punctul meu de vedere, până nu acceptăm felul în care suntem. Deci, atunci... Cunoaște-te pe tine însuți, știi, da? Nu poți să te, să accepți cum ești dacă nu te cunoști foarte bine. Da. Că uneori spui: Doamne, oare eu sunt ăsta? Eu sunt... Ți s-a întâmplat vreodată să ai semne de întrebare în ceea ce te privește? Da, pentru că am avut uneori niște reacții la care nu mă așteptam să fie din partea mea și am spus: asta nu sunt eu. Și am spus: nu e cazul să mai... Să mai reacționez așa, deci hai să schimbăm ceva. Hai să nu mă refer numai în relația cu... Adică nu mă refer la relația ta actuală, ci așa în relația cu ceilalți în jurul tău.
Ți s-a întâmplat câteodată să fii îndârjită, să fii intrigată și să reacționezi ca atare față de o anumită persoană, nu? Și să-ți pară rău după aia, da? Situațiile sunt de felul acesta. Ne întâlnim cu situații cu care nu ne-am mai întâlnit și ajungem să reacționăm cum nu credeam că vom reacționa. Tocmai de asta cred că Dumnezeu ne aduce la un anumit moment dat în viață niște situații imprevizibile la care nu ne-am gândit niciodată, tocmai ca să scoată la iveală acel rău din noi. Sigur. Și pentru a ne determina să ne schimbăm, exact. sigur că da, pentru că cred că cu toții mai facem lucruri pe care le regretăm foarte tare, nu? Știi, câteodată când te culci așa și zici, Doamne, eu am putut să spun lucrul ăla, eu am putut să gândesc despre persoana X, eu am putut să-i fac poate rău omului cu tare, cum să faci așa ceva? Te îngrozești, dar rogi pe Dumnezeu să te ierte, asta e. Uneori, știi, ești copleșit de propriile probleme și nu te mai gândești în profunzime la, nu impresia, la impactul pe care poți să-l aibă vorbele sau faptele tale față de ceilalți și poți să provoci niște necazuri. Oricât ai încercat. Acum, pentru că ați adus în discuție subiectul acesta, mă gândesc la Sfântul Apostol Pavel. Toți ne gândim la Sfântul Apostol. Care spunea, o nenorocitul de mine. Deci spunea, se referea la el însuși și spunea, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Și răul de care mă feresc și pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și apoi exclama, o nenorocitul de mine, cine o să mă scape de aici? Deci, cu toți încercăm și cred că nu este om care să nu încerce să fie mai bun. Știi, eu recomand celor care nu știu poate nimic despre despre Sfântul Apostol Pavel să citească Gvovadis a lui Senchievici. Acolo este foarte bine prezentată. N-ai citit? Nu, n-am citit. Să citești. Că mulți se feresc de cărți religioase, știi? Eu nu impun nimănui, fiecare, dar citiți Gvovadis a lui Senchievici și intrați într-o lume la care poate nu v-ați gândit niciodată și, știi, bine, am citit-o când aveam 18 ani. Tatăl meu mi-a dat, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a dat să citesc. Când termin cartea, multă vreme ești dominat de ea și de lucrurile care chiar s-au întâmplat în urmă cu 2000 de ani și pe care unii nu le cred reale. Și transformarea Sfinților Apostoli. Aproape nu-ți vine să crezi că noi nu, că nu poți să-ți impost, nu poți să-ți impost. Nu poți. Că nu pot, că mie îmi place să mănânc friptură și eu nu pot să nu mănânc friptură. Poți să nu mănânci friptură, poți să ții și totul este să vrei. Da. Nu? De fapt, când îți dai seama că poți să faci un anumit lucru, îți dai seama că ai control asupra ta. Sigur, sigur. Și că nu ești condus de pofta de a mânca. Și eu pot să am, cum să spun, control asupra corpului meu și să spun, eu sunt în stare sau sunt capabil să nu mănânc. Sigur, să mă detașez, da. Și de o mulțime de lucruri. Și uneori, știi, ca să ne călim noi înșine, să vedem că suntem în stare să renunțăm la... Să renunțăm la lucrurile care în momentul respectiv și ne face mare plăcere să mergem la nu știu ce petrecere, nu știu de care, unde știm că nu e chiar cea mai formidabilă atmosferă pentru sufletul nostru, dar vreau să mă duc. Ei, hai să nu mă duc, să vedem ce se întâmplă. Nu mă duc, stau acasă și citesc sau mă gândesc la lucruri foarte frumoase. Bine, am dat un exemplu poate meschin, știi, cu mersul ăla, dar trebuie câteodată să facem lucruri împotriva împotriva voinței noastre, ca să ne putem ordona mai mult, nu? Așa. Sigur că da. Știi, m-ai provocat cu Sfântul Apostol Pavel. Tare mi-ar plăcea ca toți cei care ne privesc acum, dacă ne privește cineva, eu știu că da, să se întoarcă puțin în timp și să citească despre viețile, nu să studieze. Nici nu e nevoie să studiezi. Dacă citești odată, deja ai o altă percepție, nu? Da. Sigur că da. Spune-mi, Betty, ce repede trece timpul, nu-mi vine să cred că au trecut 4 ani de când am făcut ultima noastră emisiune în biblioteca liceului. Național, da. Am fi făcut și acum la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza această emisiune. Îi salut pe colegii mei de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, o salut pe Anca, doamna bibliotecară, care ne aștepta, dar pianul de acolo nu este acordat cum trebuie. Și am profitat de amabilitatea domnului
director de la Ateneul Popular din Focșani, care ne-a lăsat să facem această emisiune pe scenă și să o rog pe Betty să-mi cânte la acest. Știai că s-a cumpărat un pian nou? Nu știam, îl știam pe cel vechi pe care am dat eu primul recital. Acum câți ani? Mulți, peste Acum 10, cred. peste 10. Te mai întreb, vreau să vorbim un pic și despre Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, unde tu ți-ai petrecut 4 ani din viață. Ce impact a avut asupra ta acel liceu? Colegiul Acest liceu. Cuza, da, pentru că există încă, a fost locul unde m-am decis mai mult ce vreau să urmez pe viitor. A fost locul cu oameni calzi, care au știut ce, când și cum trebuie să spună. Și aici vreau să-i mulțumesc în mod special doamnei profesor Alina Maireanu, cu care m-am întâlnit acum puțină vreme și care pentru mine a însemnat un om deosebit. Ai lucrat cu dumneai la chimie, da? Da. Da. Dânsa mi-a fost Ți-a profesor de fost chimie. profesoră de chimie. Toți oamenii de acolo și dumneavoastră inclusiv. Bine, între noi a fost o relație, cred eu, așa ad hoc, nu? De la prima, din prima. Eu sunt foarte fericită, te întrerup un pic, cu elevii cu adevărat de mare calitate, printre care te numeri și tu, am rămas în relații foarte bune și mă gândesc la ei, sunt deja în patrimoniul meu sufletesc, știi? Chiar dacă nu-i văd pe unii, mă gândesc la Maricica Cărbunaru, o știi? N-ai apucat-o în școală. Cred O că a terminat fetiță de la treia. Nereju, un copil excepțional, cu o predilecție către nativă, de la Dumnezeu, către lucrurile de finețe, muzică clasică, asculta, citea foarte mult, tot liceul și l-a petrecut cu două codițe, era blondă și cu două codițe, un copil excepțional și mulți, mulți, mulți alții, nu, ei nu chiar foarte, foarte mulți, dar mulți, Ionuț Bulimej, care Da. la fel, Denisa, pianista, cum îi spun eu, și de care mi-e foarte dor, deci oameni de o foarte bună calitate pe care îi salut și cărora le doresc din suflet toate cele bune. De fapt, tuturor le doresc toate cele bune. Bun, deci tot despre Cuza, te rog să ne mai. Ai scuze, Despre doamnă, Cuza. da? Cuza a scos oameni mari. Și aici nu mă refer la mine, pentru că eu nu sunt un om mare, ci mă refer la Maria Cărbunaru, pe care ați amintit-o. Maricica, da? Da. Eu nu am cunoscut-o personal, dar am auzit foarte mult vorbindu-se despre ea, în special pe doamna profesor de istorie am auzit-o. Pe doamna Pe Gabi doamna Obodoar. Șerban, nu A, pe pe doamna doamna Lămâița Șerban, Șerban, doamna Lămâniță, profesoară Șerban, da. da. Care din nou a fost o persoană caldă, care ne-a cuprins așa cu toată dragostea ei, eu așa am simțit. Acum, poate n-au simțit toți colegii mei lucrul ăsta, dar eu l-am simțit. Sunt foarte mulți profesori, de fapt nu numai la Cuza, peste tot, oameni de foarte mare calitate. Mi-ar plăcea ca oamenii să aibă o altă percepție despre școală în general, pentru că școala este locul în care te formezi. La școală nu înveți numai când a trăit Ștefan cel Mare, înveți și cum să te porți, și cum să Comportament. dai bună ziua, și cum să. Sau, mă rog, ar trebui să înveți Și când? și când, și cât de calde pot fi relațiile dintre oameni și cât de sincere. Nu? Da. Cred că ar trebui să se bată mai multă monedă pe aceste lucruri. Da, pentru că, practic, relația dintre, vreau să spun student, dintre elev și profesor, nu se bazează doar pe niște cunoștințe reci, Pe care practice le și sau uiți la un moment teoretice, dat, pe care sigur. le uiți, eu nu mai știu de Bineînțeles, matematica din liceu, de exemplu, bineînțeles, bineînțeles. dar rămâi cu o privire, rămâi cu un gest și aici aș vrea să amintesc în mod special pe doamna profesor Paul, Pe doamna care mi-a fost atât de dragă, profesoara de fizică, da, da, pe Emilia și Pol. care nu ne-a învățat doar fizică, ci ne-a învățat comportament, ne-a învățat atitudine, ne-a învățat caracter și ne-a arătat căldură. Cel puțin eu, în ora de fizică, simțeam nu doar fermitatea dânsei, ci simțeam și dragostea dânsei.
Ce frumos ai spus, așa este, așa este. Tot ce ai spus pot să argumentez oricând și pot eu să confirm că tot ce a spus Betty este real. Sunt niște doamne deosebite, niște profesori deosebiți la CUZA și la Colegiul Unirea la fel și în tot orașul. Repet, mi-ar plăcea să văd că se dă mai multă atenție școlii și că școala trebuie să fie elementul de bază, elementul de formare al viitorilor, eu știu ce, oameni, viitorilor oameni. Betty, ne cânți și nouă ceva? Da. Ai pregătit ceva special pentru Crăciun? M-am gândit la un colind. La un colind. Pentru că e Crăciun și pentru că, omițând faptul că nu aceasta este data de naștere a Domnului Iisus Hristos, dar este o sărbătoare care ne amintește de acest lucru și ne aduce bucurie, m-am gândit la un colind. Te rog să ni-l cânti. În continuare să intrăm împreună în atmosfera frumoasă a Crăciunului, în care să ne aducem cu toții aminte de ceea ce s-a întâmplat atunci, să încercăm să simțim prin cuvinte și prin gânduri situația care a avut loc atunci, căldura din iestle, cerul de afară, magii și toate acele evenimente, să ne încânte din nou inima și să ne ajute să ne aducem aminte de Mântuitorul nostru. Când Hrist veni pe pământ.
Ai văzut că m-am ascuns să nu mă vezi, că îmi dau lacrimile. Ți-am spus că de fiecare dată când cânti, mă emoționez foarte tare. Cred că ăsta e unul dintre motivele pentru care țin așa de mult la tine, Betty. Ai cântat foarte frumos, ca de obicei, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Îți mulțumesc mult că ai venit astăzi aici. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru prețuire. Te rog să vii cât mai des pe la noi, să mai pregătești și al repertoriu, să ne cânti și să ne încânti, nu numai de Crăciun, ci de câte ori ai tu timp liber să vii pe aici, da? Cu drag. Îți doresc toate cele bune, la mulți ani. Mulțumesc. Crăciun liniștit, fericit, așa se spune, da? Crăciun frumos. Crăciun frumos, gânduri frumoase, de Crăciun numai gânduri frumoase. La revedere, Betty, nu-mi vine să cred că ești așa de mare. La revedere, stimați telespectatori. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good